Salut. Bună seara. Dani Taur. Nu, că vorbeam cu Pavel. Nu, vorbeam cu Pavel. Mă bucur să te revăd. Zic că nu seamănă cu Dani Oțelești, mă. Zic da. Păi, am voie să-i spun merge... numele, măi, atât de mult, cu cum e blasfemie. Păi nu, acum apare și numele lui în prime time. Cum era, mă, dacă era Mihaela aici? Ui, mă, îl făcea șnițele. Șnițele îl făcea. Bun, așa. Vrem să te vedem pe scenă. De asta sunt aici. Bun, hai, ces. Vă mulțumesc tare mult, domnilor. Dar degeaba, că nu avem Bobo, nu-l avem pe Bobo, prințesa. Și abia acum îl invităm în scenă pe Mihai Bobonete. Și lumea chiar a crezut că nu m-a văzut acum. Acum te vede prima oară, n-a fost el deci până acum. Publicul a fost pe genul, bă, nu cred, a venit și ăsta. E adevărat. Hai, atenție că vreau mea. Se vede schimbarea acum, Anton. Fiți atenți aici. Și... hai. Intră. Păi stai, mă, nenicule. În seara. Wow, cât sunt. Gata, mă. Din cauza bătrâneții și a COVID-ului, uit. Trebuie să vă spun eu, domnul Gârjob, cum ne-am întâlnit. Cu mine s-a întâlnit la o petrecere a cuiva, la coada de la toaleta de bărbați. No pressure. Și era coadă și așteptam la coadă și vroiam să intru, că ardea. Așa. Și omul zice, hai să-ți fac un truc. Bă, exact acum aveam nevoie de truc. No pressure. A scos cărți, nu știu ce, pac. A făcut un truc, m-a lăsat oricum mască. Și ai uitat de... coada înainta. Și era și rândul meu. Ce-ți mai arăt unul? Băi, băiatule, băi. Și eu am zis, mă, nu vii tu la România au talent? Că e mai mult timp acolo. Mulțumesc că ai menționat. Ăla e jobul meu. Lucrez să stai la WC-ul? La toalete, la bărbați, da. La anumite locații. Îți presiunea mare intervii. Exact. Și când simt că au nevoie de ajutor... A, păi de-aia nu te știu. Exact. Mă gândeam de una, nu. Am încercat să schimb și locul, dar am primit reclamații și am rămas la domn. Da, mai fire acolo. Deci ai scăpat, da. Ciudat corpul omenesc, acum iar te văd și vine să mă duc la toaletă. Spune repede. Este să nu dureze mult momentul. Este cel mai ciudat compliment pe care l-am primit. Mă bucur. Bun, păi pot să încep momentul, pentru asta oricum o să vin în față lângă voi. Vino aici, dacă vezi că arde tare la Bobo, punem pauză. Așa. Am uitat să vă mai spun ceva important despre mine. Sunt un om cu multe talente. Să citesc gânduri este unul dintre ele, imediat după modestie. Dar înainte să ajungem acolo, am o întrebare pentru voi patru. Ce este un compliment pentru mine ca magician dacă vine din partea voastră, a publicului, dar o insultă dacă vine din partea iubitei mele? Mai păcălit. Ok, se încadrează, nu. E cam mic trucul. Mai înșelat. N-ai zis asta la baie, vezi? Da, așa e. Mai înșelat. Am auzit, Pavel, nu. Dar el tot a insistat. Mai înșelat. Da, nu asta, nu. Nu, este... O, Doamne, ce rapid ești. Oh. Deci asta e foarte... ok, când vine de la voi, nu de la ea. Și atunci... Avem corul acolo. Am încercat și stand-up, dar după cum vedeți, nu. Da. Se prinde lumea greu la glumele. Ăla e corul antic în teatru, știi? Da, da. Cât de rapid sunt, voi demonstra cu acest număr, care este probabil cel mai rapid număr de magie de la România au talent. Cu plăcere. Oricum. A fost gata. Ăsta a fost. Nu-i place multă magie. De ce să... Am să, să vin lângă tine, Andy. Te rog. O să facem așa. Dau cu degetul. Așa. În jos, îmi spui stop când vrei tu, okay. Îți dau ce carte vreau. Normal. Așa fac magia tot. Magia se bazează pe încredere. Așa puțin recunosc asta, hey, magia se bazează pe încredere. Sigur că te da. Te rog, spunem stop. Stop. Aici, exact acolo, hai și să vedem. Ce carte vrei, exact cum ai zis. Vom tăia asta. Andy, dă-mi un autograf, te rog, pe această carte la care tu ai spus stop. Așa este. Bun. Nu o vând, poți să scrii ce vrei. Am Mulțumesc. Pus acolo ceva. Ok, super. Andra, ești ocupată? Zinu. Dăm și un autograf, te rog. Următoarea carte și pare rău. Dragoș. Băi, nu te băga, Andrei, ți-l strică. Ce să-mi strice? Îmi strică numărul. Strică numărul țării întregi, nu mie. Treaba că-l fac ta, pentru da. Voi. Dragoș, dăm și tu da. Un autograf. O să vezi să nu zici că nu ți-am zis.
Mihai, te rog. Scriu cu drag. Măi, am vrut să zic ceva din spate. Îți stă foarte bine locul ăsta. Deci nu mai scriu asta, gata. Uite, îl fac așa, bă, gata. Ia. Era cât se poate sincer. Deci ador să nu ți-l schimb niciodată. Părerea mea. Vedeți, mă, de ce începe să-mi placă mă. Nu fac mișto. Deci mie mi se... Că deci mi-ești prea cool. Mihai. Da. Vreau să te gândești la o persoană cărea să-i știi ziua de naștere. Dar să nu fie soția ta, să fie cineva pe care nu cunosc. Ok. Gata? Da. Bun. Deci el are să gândește la o persoană care îi știe data nașterii. Da, și dar să nu e face... soția. Sper, că nu face evident. Fiți atenți. Una, două, trei cărți. Trei cărți, trei locuri diferite, trei semnături. Ok? Când, Andra, când îmi spui start, da? Am să fac cel mai rapid număr de magie de la românii au talent. Bun, eu sunt aproape pregătit când ești și tu. Gata, zi. Start! Gata. Cel mai rapid număr, asta a fost. Asta. Am uitat să vă zic, nu clipiți. Înțeleg de ce zice iubita. Din partea mea ai un da. Mulțumesc tare. Mi-a plăcut. Asta de la experiența de la baie. Bun. Da, da. Cărțile voastre nu mai sunt aici. Dacă ne uităm în buzunar, ar trebui... Op, hai, nu-i cartea, stai. Aici, avem un 7 semnat. Ok? În celălalt buzunar, dacă mi-a ieșit, ar trebui să găsesc cartea numărul 2. Dacă, la câte cărți am... Da? Și din spate, ar trebui să găsesc cartea numărul 3. Frumos. Cel mai rapid număr. Oh, mulțumesc, Andra. Foarte frumos. Când le-a pus acolo? Și erau bine îndesate. Mulțumesc. Dragoș, Stanislavski avea o teorie. Da, clar. Bine, avea mai multe, dar legate de magie, avea așa. Nu repeta un număr de magie, pentru că riști să plictisești publicul încă o dată. A zis Stanislavski asta? Da, da, are. Haide, mă. Nu te mă are de fapt. Deci niciun număr de magie nu se face de două ori, pentru că plictisești publicul, plus că lumea deja știe ce urmează să se întâmple. Da. Așa că n-ai rost să mai fac iarăși cum scot cărțile din primul buzunar, că știți, ele sunt aici. Da, uite, șapte de tău. În cealaltă buzunar trebuie să... Mi-e teamă de Dragoș că se uită mult prea atent. Numărul 2. Și în sacou, numărul 3. E cartea semnată de mine. Cartea semnată de tine. Așa că... Uite cum se uită, bă, Dragoș, fii atent. Zici că i-a luat portofelul și nu-i mai dă banii. N-am să fac numărul ăsta încă o dată, că l-ați văzut. Așa că am să atrag atenția asupra acestei cutii obișnuite. Da. Obișnuită. Wow, un râs a fost în tot. Perfect. Și înăuntru a acestei cutii obișnuite se află un pachet de cărți mult prea mic pentru această cutie imensă. Andy, pachetul ăsta este sigilat în tocmai un pachet de țigări. Și atunci am să mă apropie tine și să vezi cum îl desigilez. Este partea cea mai interesantă a numărului meu. Unboxing da. Se numește. Unboxing. Mi-a zis Mihai. Da. Asta e vorba de influencer. Este sigilat. Da. Nu o să poți să te las prea mult să-l verifici că te prinzi și nu asta este scopul numărului. Nu. Dar la fel ca un pachet de... Mamă, ASMR. Exact. ASMR. Și un timbru, Andra, care atestă faptul că nu intră și nu iese nimic de aici. Sau... Fără voia ta. Fără voia mea. Dacă ne uităm în interiorul acestui pachet sigilat, Mihai, vom găsi... Una, cărțile semnate două, de noi. Wow. Trei cărți. Mamă, deci nu vine să cred. Ești brusc cum a fost. Deci asta nu vine să cred. Place magia. Mulțumesc. Da, e bine cum ai luat tu pe asta. De la ele compliment. Care este data nașterii acelei persoane? 14.01. Pari confuz, ești sigur? 14.01.1980. Anul nu ne interesează. 14.01. Dacă în pachetul ăsta, pe lângă cele trei cărți, se află trei cărți cu fața în sus, care indică exact 14 ianuarie, ai fi impresionat? Zi dacă se filmează. Normal că aș fi impresionat. Ba chiar m-aș întreba cum ai făcut asta. Da. Iar eu aș fi dat dreptul enervat. Da. Ceea ce nu poate fi decât un compliment în seara asta. Bun. Deci 14 ianuarie, fiți atenți. Pachetul este aici și înăuntru am să dau carte cu carte. Andy. Și avem trei cărți cu fața în sus. Unu. Vezi de acolo, Mihai? Da, da, văd unul. Că pentru tine le fac. Eu am mai văzut numărul ăsta. Lângă el mai este o carte cu fața în sus. 14. Dăm. Toate cărțile sunt cu spatele. Mai puțin. Ianuarie. Astea trei. Toate sunt cu spatele. Haide, bă, lasă-mă.
aceeași liniște acasă când exersez, aceeași liniște la România, bravo, au talent, bravo, de ce bravo. Nu? Băi, Bobo! Știu la ce vă gândiți. Și nu, părinții mei nu sunt verișori. Dar, în legătură cu numărul ăsta, vă gândiți că tot pachetul conține 12 luni, 30 de zile și în funcție de ce ar fi spus Mihai, făceam să se întoarcă cu fața în sus și tăda. Greșit și improbabil. Pentru că am zis la început că sunt un om cu multe talente, cititul de gânduri e una dintre ele, bla, bla, bla. Ți-am citit gândurile. Și 14 ianuarie este singura dată scrisă în tot pachetul de cărți. Nu mai e niciodată. Băi, mai puțin. Nu, în niciun fel. 14 ianuarie. E foarte bun. Și de fapt abia acum urmează magia adevărată, pentru că se întoarce cu fața încolo. Întoarce-te puțin, Andrei. Oh. Așa, și acum brusc, doamnelor și domnilor, întoarce-te, Dani Oțin. Cum a făcut asta? A început. Mă bucur. A început. Da. Verifică, te rog. Gata, e clar. Nu, mă bucur. Ce te întrebai acum, cu cine seamănă și știai, nu? Ai reveal. Bradley Cooper, mă. Da, mersi. Nu, mă bucur că numărul meu este Dani Oțil. Din nou, nu am terminat. Scuze, nu-i scuze. Nimic. Deci am demonstrat că am citit gânduri, că știam 14 ianuarie, singura dată scrisă. Okay. Dar am mai zis la început, hei, că ești rapid. Dar totuși, mi-a luat 13 sezoane să vin la voi. Așa, de ce? Chiar. Pare că nu sunt rapid. Motivul pentru care am venit de data asta, ajută-mă puțin, Andy, că tu ești cu astea, 7 plus 3, 10, da? Știam asta, și cu 3, 13. Păi. Ceea ce face, într-adevăr, să fie un sezon magic! Lasă-mă! Haide-mă, lasă-mă în pace! Deci le potrivește omul ăsta cum vrea. Deci chiar m-am enervat și eu. Bravo! Foarte fain. Știi ce e foarte tare? Până să intri pe scenă, reacția lui Dragoș a fost o să fie un număr de magie, hai mă, nu. Iar acum, știi, văzându-l cât a râs și cât am râs și ce bine ne-am simțit pe momentul tău, mă bucur așa de tare că în sfârșit îl văd. A venit și el printre noi. O altă reacție la genul ăsta de spectacol. E o chestie, el nu face magie, el face show. Da. Poate n-a făcut o școală, dar a învățat să stăpânească foarte bine actoria și modul în care poate să manipuleze oamenii în așa fel încât se simtă bine și în felul ăsta să-i accepte mult mai ușor trucurile, nu să le accepte chiar dacă sunt proaste. Nu, să le lase să vină la ei, ceea ce e, bă, e tare. Mulțumesc mult, mulțumesc. Da, bravo. Mulțumesc. Îl las pe maestru în iluzionism și magie, da, să donatorul de talente, spună ce are de spus. Eu nu apreciez, nu doar la Andrei și ce am văzut în seara, în general, la magicieni, la prestidigitatori, la iluzioniști. Până la urmă, în toată treaba asta, în trucurile cu cărți. Le vezi cam aceleași peste tot, nu știu... De fapt, la bază sunt aceleași. Scoți o carte la care se gândește cineva și te uimești și treaba asta. Dar cum împachetezi toată treaba, cum ai pus tu și puțin umor, și puțină chestie și inteligență, bineînțeles, asta de fapt face numărul de magie să fie unic. Și mie mi se pare că ești foarte bun. S-a întâmplat și în coadă la toaletă, m-ai făcut să râd, în condițiile în care eram stresat. Și m-ai făcut și acum să râd în condițiile în care ești relaxat. Ea, dacă Dragoș te aprecia, care vorba aia. Și nu uitați, Mihai nu s-a mai dus la toaletă, deși a zis la început că vrea. De atunci, și vreau să vă mai spun ceva. Am dat mâna cu el și am intrat la toaletă și a fost prima oară în care m-am uitat și am zis, wow! Că mi-am adus aminte de numărul lui. Mi-am adus aminte de numărul lui. Hai să mergem mai departe. Votăm. Hai. Primul care votează este Dragoș. Da! Mulțumesc, Dragoș. Da. Zi mai departe. Dani, din partea mea, ai un da. Andra? Și de la mine e tot un da. Mergi în etapa următoare cu 4 de da. Vă mulțumim amândoi. Eu cu Dani. Băi, identic. Foarte, da. E identic, Dani Oțin. Iar eu la baie, am uitat să vă spun. Eu stând la baie când a apărut. Ai zis salut, eu am Dani. Vorbit 5 minute cu el crezând că e Dani.
Și omul când a scos pachetul de cărți a zis, dar ce dracu mă merge prost rău așa la Antena 1? Zic, v-ați dus în cap? Te-ai apucat de magie? Mor. Și a zis, man, tu crezi că eu sunt Dani? Și a zis, da. Nu, a zis. Și-a ridicat mânecile și-a văzut tatuajele. Și da, mă vrea, dat seama că nu e el. Eram convins că e el. Ce caterincă. Jur. Și m-a ținut de ce era să fac pe mine. Și a venit și Mihai. Asta e data de naștere a lui Mihai, a lui Raid. Și a venit și Mihai. Iar Mihai a rămas, nu putea să mai vorbească.